1 februarie Adam și Eva Conducătorii în Eden Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mari, peste păsările cerului, și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu 27 și 28 Adam a fost încoronat ca împărat în Eden. Lui s-a dat stăpânire peste orice viețuitoare creată de Dumnezeu. Domnul a binecuvântat pe Adam și pe Eva cu inteligență, așa cum nu mai făcuse cu nicio altă creatură. El l-a făcut pe Adam suveranul de drept al tuturor lucrărilor mâinilor sale. Creați să fie echipul și slava lui Dumnezeu, Adam și Eva primiseră daruri vrednice de înalta lor chemare. Fiecare facultate a spiritului și a minții oglindea slava Creatorului. Înzestrați cu daruri spirituale și mentale înalte, Adam și Eva erau numai cu puțin mai jos decât îngerii. Primii noștri părinți, deși creiați nevinovați și sfinți, n-au fost puși în situația de a le fi imposibil să păcătuiască. Dumnezeu i-a făcut indivizi moral liberi, capabili să înțeleagă înțelepciunea și bunăvoința caracterului său și cu deplină libertate de a-și oferi sau a-și reține supunerea față de el. Ei puteau să se bucure de părtășia cu Dumnezeu și cu îngerii sfinți, însă, înainte de a fi în stare de siguranță veșnică, loialitatea lor trebuia pusă la încercare încă de la începutul existenței omului, s-a asigurat posibilitatea de verificare a dorinței de a ceda înaintea plăcerilor, patima fatală care a stat la baza căderii lui satana. Pomul cunoștinței, care stătea în apropiere de pomul vieții, în mijlocul grădinii, avea să fie un test al ascultării, credinței și dragostei primilor noștri părinți. Dumnezeu l-a pus pe om sub lege, aceasta fiind condiția indispensabilă a existenței sale. El era un supus al stăpânirii divine, și nu se poate închipui o stăpânire fără lege. Atâta vreme cât rămâneau credincioși lui Dumnezeu, Adam și tovarășa lui aveau să stăpânească pământul. Li se dăduse control neîngrădit asupra oricărei vietăți. Leul și mielul se hârjoneau în pace în jurul lor sau stăteau împreună la picioarele lor. Păsările, fericite, zburau pe lângă ei fără teamă și în timp ce cântecele lor, pline de bucurie, se înălțau spre lauda creatorului lor, Adam și Eva se alăturau lor, recunoscător tatălui și fiului.